Municipiul Slobozia finalizează proiectul reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab la zona extinsă de mobilitate urbană, investiție în cadrul planului de mobilitate urbană a orașului. Suprafața investiției însumează 6.660 de metri pătrați și cuprinde modernizarea platformei pietonale pe nivele diferite ce se desfășoară între fronturile blocurilor de pe strada Ialomiței, Aleea Pieței și clădirea ANAF, regândirea fântânilor existente și reconfigurarea spațiilor verzi prin combinarea ansamblurilor de ședere cu zone verzi. Valoarea totală a proiectului este de 10.135.239,76 lei, din care 8.614.953,79 de lei, finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.